Da. Cum am discutat, vă fac niște măsurători și pe bază de măsurători o să alegem un interval de merit. Apoi, în timpul operației, când fac buzunar, adică ridic mușchiul, că acolo o să placez implantul, dau seama fix ce intre. Aha. Deci okay. Vă dau un interval de mărim și... Sper să nu fie mai puțin. Mai mult n-ar fi o problemă. Da, probabil că nu. O să fie bine, operația durează o oră. Cum am zis, exact. Exact, vă trezis după anestezie, dormiți o noapte obligatoriu. Ok. Da, să vă monitorizăm. Și mâine dimineață, la prima... Amira mi-a zis să fiu pregătită, că nu o să pot să ridic mâinile două săptămâni. Două săptămâni, de fapt 21 de zile recomand eu, da. Să nu ridicați mâinile deasupra umărului. Da. Să nu ridicați greutate mai mult de 3-4 kg. Oricum n-am voie în general, la mine. Da. Dormiți numai pe spate, portați bustieră 6 săptămâni non-stop, după aia 6 săptămâni numai seara. Ok, și când abia pot să dorm? Eu sunt obișnuită să dorm și pe... Pe parți. După 6 săptămâni puteți să încercați să dormiți pe lateralele, dar mai devreme de 3 luni nu aveți voie să dormiți pe abdomen, pe sân. A, nu, niciodată nu dorm, că mă simt că n-am mai... Super. Cât timp trebuie să poarte bustiera? 6 săptămâni non-stop, după aia 6 săptămâni numai seara. A, super. Au fost alte cazuri care am o prietene bună, care mi-au spus că au purtat... un an de zile. Dacă recomandabil e un an sau? Vă simțiți mai bine să purtați în continuu, nu vă face rău. Da, și dacă nu, după cele 3 luni de purtat, luați un sutien fără sârmă. Am înțeles. Da? Da. Stil bustieră. Exact. Exact. După anestezie voi vomita? Nu neapărat. Nu neapărat. Depinde cum vă reacționați, dar mai rar. Și după cât timp mă ridic? De-abia. Probabil jumătate de oră o să fiți un pic amețită după operație. A, da, mă ridic seara, deja. Ba da, după o oră ceva, trebuie să mergeți în picioare. Wow, eu am înțeles a doua zi. Nu. Implant simplu nu. O să vedeți. Wow. O să fiți ok, o să fiți fresh. Super. Deci cele care chiar vă faceți implant simplu, văd că domnul doctor spune că... Este e mult mai indicat, da. Să mergeți în picioare, să nu stați numai în pat. Am înțeles. Da. Eu zic să mergem la operație, că trece timpul și trebuie să-mi fac măsurătorile. Vă pup! Cu minte, am fost de ieri seară. Punem țâțe? Trebuie. La fel, nu pot să schimb foastele, dar da. O să fie ok. Da? Bun. Deci, în principiu, depinde de diametrul pe care îl aveți, ce putem să punem, da? Da. Imediat ne uităm. Nu mișca că se iese centimetru mai mic. Stai așa să pregătesc un TikTok. Stai să-mi pun ochiarele, că altfel nu văd. Chiar îmi doream să te cunosc, ești așa de faină pe TikTok, mor de dragă tot. Da, sper că doar pe TikTok, să nu uite și acum și așa. Da, sunt sigură. Aha. Ok, consultație gratuită, poate să vine să o bat. Eu tot gratuită sunt. Da. După aia până mâine nu mai am voie, nu? Bă, trebuie să plec eu. Sau nu am voie să rămân. Dacă vrei să rămâneți, vorbiți cu Mihaela, da? Se poate caza sau să o cu ea? Nu, eu am cu cazare. Zic să rămân așa cu ea astăzi. Să plece? Da. Nu știu, vorbiți cu managementul, nu știu. Nu știu. Da. Ok, nu-i problemă. Plus, iubire, dar vin mâine dacă e oricum un pic de vizită. Sunt medici și asistente. Aici va avea tot timpul pe cineva. Plus că până de seara și da, în cuiu nopții sunt eu în zonă. Nu-i problemă. Deci vrei să pună maximul? Cât e maximul? 320 UHP. Da. Ok, deci vine până aici. Maximul la ce rog. Vine până aici. Deci e sub axila. Asta e axila, dar asta. Deci nu vreau să fie sus. Că dacă e mai sus decât axila, pare în gât. Da. S-am luat cheia. Da, bravo. Rămâneam. Lasă-mă acum, iubire. Te las. Lasă-mă. Deci, în principiu, o să fie
Deci o să pun UHP. Ce înseamnă UHP? Ultra High Projection. Pentru că Ultra High Projection este mai înalt, dar diametrul e mai mic. Fiind foarte mică, diametrul nostru e destul de mic. Ca să nu pare exagerat sau încât, pot să pun între 295 UHP și 320 UHP. Și în timpul operației vedem ce folosim, da? Uh-huh. Dar orice va fi, sau 95 sau 320, o să arate bine. E diferență de câteva milimetri. 2 mm, 3 mm, nu e diferență mare. Dar e tot mentor. Dar contează. Mentor, da. Toate sunt mentor. Super. Da? Nu. Sper să fie cât de cât. O să fie. Asta se știe. Asta e 6. 6 jumate. Ok. Simt cam așa două pietroaie. Dar e mișto după aia, la final. Deci dacă vă faceți implanturi, aveți grijă să aveți pe cineva lângă voi, mamă, tată, soț. Prieten. Pentru că altfel va fi nu greu. Extrem de greu. Unele și că fac foame. Și eu am făcut o zi. Da? Păi nu mi-a dat nimeni. Normal, în clinică ar trebui... Nu pot decât atât să ridic mâna. Și nu pot pentru că la mine, nu la toate, la mine a fost o problemă că a durat prea mult operația, mai mult decât trebuia, pentru că s-au chinuit cu intubarea la mine, n-au putut să mă intubeze cum trebuie, de aceea m-au chinuit cu gâtul și acum am o problemă că s-a închilozată de gât și nu mai pot... Nici așa să mai duc. Trebuie să mă maseze Montana un pic acolo. Păi da, dacă mă excit când te masez... Nu e problemă. Salut. Ce sacrificii fac femeile doar ca să avem noi în ce să... Nu. Nu. Da, băi. Am comandat de la un fast food, băi, toate în București e belea cu fast food-urile foarte rele, băi. Groaznic. Nu știu cum în cazul voi nebunile astea la București pe aici. Poate, nu știu, v-ați învățat sau... Poate nu știm noi să comandăm de la care sunt bune, știi? Da. Dar astea de la care am comandat ar fi trebuit de mult să dea faliment. Doctorul super tare. Se vede că face cu drag ceea ce face. Atâta ne pipăia, ne aranja, ne... Super tare om. Va chiar mai mult o sta până 11 noaptea cu noi. Da. A plecat ultimul din clinică. A rămas doamna Mioara, care și ea e mâini de aur, m-a suportat toată noaptea după operație. Am plâns, am urlat de dureri, mi-a dat, adică de fapt, într-o oră 6 calmante. Mai vrei? Da. Treaba ta, tu vorbești acolo, că eu mănânc. Șterge, mă! Unde te-ai pătat? Ce fac când o să ai un copil? Hai, yo! Da, copilul? Copilul are mamă! Copilul are mamă! Și când e cu tatăl tău? O strigăm pe mama! Mama nu-i! Băi!
Au! Nu mă fă să plec prea tare, țițele. Ce ai făcut? Nimic. Dacă ar fi să mai faci o dată asta, ai mai face? Alături de tine, da. Oh, asta suna romantic, iubire. Alături de tine, da. Alături de tine. Așa, omă, serios, să fii tu, mă. Recunoaște că n-ai dormit toată noaptea fără mine. Bă, n-am dormit. Fără? Fără tine. Așa. Deci vreau să vă zic că eu abia aștept, bă, abia aștept să treacă cele două săptămâni. 21 de zile sunt obligatorii repaus acasă. Nu mă pot întoarce la locul de muncă. Nu știu cum voi proceda. Dacă mă dă afară, asta e. Joburi mai sunt, dar țâțe nu. Joburi mai sunt, dar țâțe nu. Dacă mă dă afară... Ai conopidă năbușită. În usturoi. Conopidă sufocată. Conopidă tălhărită. Au, iubire, vreau apă. Băi, e un chin. Eu nu mă așteptam să fie așa grea operația. Nu. Păi dacă s-a băgat siliconul pe sub mușchi, gândește-te. Dacă s-a băgat peste mușchi, era... Eram recuperată. Deci că alea sunt cele mai suspecte la cancer. Cam asta se întâmplă primele zile. Ai nevoie de susținere, de ajutor, de cineva să fie lângă tine. N-ai voie să ridici mâinile deasupra capului, nu ai voie să faci efort fizic, nu ai voie să ridici nimic, nu ai voie să car nici măcar o sacoșă. Nu vezi că nu poți nici să duci sticla la gură? Nu poți nici să duci sticla la gură. De-aia e foarte important să fie totuși cineva lângă voi. Mișcările contează, iară să te plimbi, dar cu repaus. Așa? Veți simți o presiune, cele care vă veți spune. E o presiune, e o usturime și e așa un disconfort. Dar suportabil, cât de cât. Mai te doare, mai te înjunghe. Că nu și tu dacă îți stai mușchiul. Ce ai, mă? Atâta timp cât porți bustiera, te mai ajută. Deci pe mine dacă Montana acum, când o să trebuiască să mă pansez, îmi va da bustiera jos, eu să simt ca și când îmi fug țițele de la loc. Mamă! Deci eu fără asta, 3 luni de zile, o să fiu praf. Normal, eu o să vreau să port un an. Așa e și indicat. Un an? Da. Da, și mâncă. Adică primele 3-6 luni, zilnic. Dar după aia numai seara, măcar. Dar știi de ce unele au canalul mai subțire și altele mai așa, mai despărțit? Da, că sternul. Că? Ți-o zis, doctorul, sternul. Nu, mie m-au zis că na, cum avem noi bărbații fantezia să mai băgăm între ele, acum depinde cât de groasă o are partenerul. Dacă e groasă, e canalul mai mare între ele, înțelegi distanța? Dacă e mai subțire, e mai așa, deci, înțelegi? Cam de-aia. Da. Nu pot să arăt. Bun. Deci eu v-am spus ca să știți, care aveți fantezia asta, aveți grijă că îi faceți canalul între țâțe prea despărțit, dacă e prea groasă treaba. Nu? Nu ai tot țirulele pe acasă. Deci eu, mie așa mi-a zis doctorul. Termină, mă. Nu e adevărat. E vorba de stern. Stern? Stern. Ce e ăla? Osul pieptului. Eu nici acum nu realizez ce am. Adică? Tu nu vine să cred că mi-am pus silicone. Nu, nici eu nu realizez că ți-ai pus silicone. Nu? Până când intru în ele.
Păi ne-am apuc de ele, după aia realizăm împreună că ai silicone, dragă. Au, mă, prostule. Nu mai pot să râd. Ieri am mâncat 2 felii de pâine. Atât? De ce? N-am avut poftă de mâncare. Cam asta e... Ești pregătit la noapte? Păi? O să urli? O să-mi fost nervii? Na, mă! Bun. Hai că până acum e suportabilă treaba de ambele părți. Vedem mai încolo. Ridică-mă! Vedem la noapte. Mai noaptea? Eu simt că e închin. Atunci mă iau futaiurile de dureri. Sper să trec repede peste asta. Acum nu vă înfricoșez. Fiecare organism e diferit. Dar majoritatea s-au chinuit. Mamă, băi, asta e, trebuie să știe. Dar după aia aveți rezultatele, wow. Depinde unde își fac. Și unde își fac? Băi, depinde unde vă faceți, că multe au și suferit și au suferit și după ce au suferit. Adică nu le-au plăcut. Eu, sincer, acum doctorul mi-a zis, bă, mi-a și zis dezavantajele mele pentru care trebuie să le accept. Că na, omul nu poate să mai aducă coloana la... Da. La cum trebuia să fie. Dar mi-a zis, asta e varianta. Eu consider că dacă te făceai pe la Timișoara, eu cred că nu era așa mulțumită, nu știu, zic. Urmează problema cu pansatul. Ce, eu trebuie să te pansez? Da. Eu? Să mă ajuți, nu. Vezi că eu vin și pe mine nu mă pansez. Când mă tai la deget. Nu, dar cel puțin să mă strângi, că eu nu pot. Aici, știi? Mă aflu în ziua a treia. Groaznic. Presiune e foarte mare pe sân și dificultăți cu respirația. Eu mi-am luat și un pic de atac de panică, că problema este atunci când te operezi de silicone, urmează să fii intubat. Asta e procedura operației. De panică, bineînțeles, am sunat medicul. I-am spus, chiar nu pot să respir atât de bine. Bine în picioare, dacă stau, parcă pot să respir un pic mai bine, dar parcă cu porția. Și am mai întrebat și alte fete care s-au operat și au aceeași simptome. Bine, nu chiar ca și ale mele, poate sunt un pic mai sensibilă. E încă o zi grea pentru mine, poate chiar și pentru alte fete. Nu-mi găsesc poziția, nu pot să stau în pat. Ba mă mai ridic la Montana, nu mai zic. I-am făcut nopți albe până azi. Sper ca mâine, în ziua a patra, să-mi revin. Da, mă, dar ai văzut că toate în ziua a treia... Dar ești disperată? Că nu mă pot întinde cum trebuie. Păi astăzi ce mai suferi. Și mă dor țâțele foarte tare. Doamne, am vrut 300 și... Doamne, îți mulțumesc că nu a vrut doctorul să-mi bage. Cred că muriam. Mă simt așa, ca o bombă, explodez. Îmi vin tot felul de filme, mai ales care mi-a trimis video înainte să mă operez. Cu aia în avion. Că nici nu pot să râd. Cu aia când mi-a explodat țâțele. Ferească Dumnezeu, mereu stau și zic, ferească Domnul, zic, acum îmi pocnește vreo țâță asta. E prima dacă stau să mă uit la ea, că vrea să... Au! Că vrea să plece. De unde, drag? Nu știu. La căciulată. Nu știu, nu vreau să descurajez pe niciuna, dar... Atunci când îți dorești un vis,
Nu credeam că există aceste consecințe, sincer. Și sacrificii. Sacrificii prea mari. Bă, toată lumea zicea, băi, operația ta de colan a fost foarte grea. Parcă acolo nu m-am ridicat deloc, eram înțepenită la pat. Știam că mă întorceau cu cerceaful, dar aici, din prima zi m-au ridicat. Și simt așa mereu presiune. Parcă te apasă cineva pe piept. Erau cu, nu știu, la presiune, din punctul meu de vedere, parcă rezist eu cu presiunea. Pe mine mă omoară faza cu respiratul, cu presiunea. Vrei, nu vrei, e ca și când ți s-au rupt mușchii, când tragi foarte mult la fiare și înduri și reziști, dar faza cu respiratul te termină, că nu ții aerul bine. În fine, eu mi-am luat foarte mult panică pe faptul că poate m-au intubat greșit. Am sunat asistentele, mi-au spus că normal nu ar fi trebuit să am nimic. M-au trimis la o radiografie de plămâni. Nu mai stau la București să o fac. Pe pulă nu cred că mă duc. O fac la Timișoara. Dar pe a mea. Ideea e următoarea. Eu i-am arătat ei un video. Cu altă tipă care s-a operat. Și văd că aceeași simptome și nu doar. Și verișoara mea a zis. E a treia zi e așa greu cu respiratul. Nu știu cum o să fie de mâine. Mâine o să mă aflu în a patra zi. Momentan ne chinuim cu trei perne. Tot nu-i bine. Tot nu-i bine. Cu un șase nu-i bine. Mai scad iar. Fă ca barca, fă o barcă, nu-i bine. Nu știu. Problema este că mă sperie faptul că în prima zi m-am ridicat singură. Acum brusc nu mă mai pot ridica singură. Mă simt foarte balonată. Șoldurile umflate, sunt toată umflată, posibil să fie și de la anestezie. Eu sper că într-o săptămână o să fiu as, cred. Nu pot să ridic prea mult mâinile, banda asta îmi țin țâțele strânse, simt că dacă le dau jos, mă deranjează, deci o să fiu dependentă de banda asta și de acest corset. Mâine am controlul și îmi fac griji pe tren. Voi fi în ziua a patra. Parcă mă tentează să stau până în ziua a cincea. Să mă duc totuși mai bine. Dar nici eu nu știu ce să